Da, bună seara, YouTuber, Facebook, adică grupuri de Facebook, mă scuzați, nu editez. Vreau să fac filmare la această bicicletă. Am avut multe biciclete scumpe pe Rulmenți, dar asta ca să o prind așa în starea ei impecabilă la 800 de lei, nu vă așteptați că nu-i furată, omul a zis că nu-i bună de el, nici de mine nu-i bună, vine proiect. Să-i fac sițul, să-l muc cu 20 cm mai în spate, cu bară din aia în spate pe roată de Pegas, cromată, am găsit bară dublă, tot așa cromată, identică. Ca aici, cum să dai așa cea cu 800 de lei? Deci bicicleta e model mai vechi de câțiva ani, dar e ca nouă, se prezinte ca nouă, îți faci freza, nu m-am spălat-o de praf, atât. Îți faci freza, geante de aluminiu, să spuneți că nu-i faină. Gusturile nu se discută, nu la toți le place, normal. Am avut și trotinete, dar bicicla e bicicla, low bike din asta, sau cum îi zice, Loverboy, o să zice că e chinezească, că nu-i bună, mă aștept să am comentarii aiurea că să pun pe Facebook. Deci n-ai cum, îmi dau 800 de lei pe așa ceva numai să mă uit la ea. Vine proiect pentru înălțimea mea, așa fain stau pe ea, doar șițul vine dat cu 20 cm mai în spate și pedalez așa pe spate cu piciorul întins, nu dau deloc cu genunchii nici acum în ăsta, o să fie perfectă. Și o să ziceți că e chinezească, nu e chinezească, vă arăt, uite, uitați ce scrie acolo. Made in Germany, frumos, păcat că nu se vede, dar tot vă arăt. Nu. Prelungesc aiurea filmarea, că am vrut să iasă mai scurtă, deci e impecabilă. Deci impecabilă, n-are, bine, acum mici puncte din astea, dar n-are rugină, doar pe cric mici puncte. Ia uite ce scrie acolo. Are ISO, da? Are ISO 4200, iată, 4210, ca să vadă. Hamburg. Germanii. Deci, practic, ce scrie pe ea nu-i chinezească, da? Toate cadrurile sunt făcute. Nu știu, de impecabilă. Cum să dai așa cea cu 800 de lei? Da, prețul e undeva la 10 milioane, 15 milioane, dar nu găsești așa impecabilă. Tot văd site-uri, ne-a cu 100 de euro, bicicla, men, bă, oameni buni. Bă, oameni buni, cum să crezi că bicicla asta o iei de pe China cu 100 de euro? Cât e drumul? Cum să iei toată bicicla cu 100 de euro, aud la unii, când cauciucul ăsta, uite cum arată cauciucul. Dunga aia nouă, da? Cum să coste 100 de euro când în cauciuc e 2 milioane jumate? Voi sunteți nebuni? Camera e 80 de lei. Tot aud că toată bicicla asta mai mult de 100 de euro nu îi în magazin. Bă, meni, minim 305 de euro, că un cauciuc e 50 de euro, ce dracu. Cauciucul ăla e 2 milioane și ceva, l-am căutat eu. O să ziceți că râdeți de filmare, nu știu ce, bă, 800 de lei numai. Plus că vine proiect, motor în față electric, aici geantă de piele, peste jumătate de ani geantă de piele, unde am controllerul, bateria am construit-o deja de 15 amperi, și un controller. Controllerul vine frumos aici cu accelerație și aici accelerație și cablul va trage accelerație. E simplu. Am făcut cu LED-uri, dar nu fac țigănie, doar geantă în mijloc de piele. Nu contează câți bani bag în ea. Motor de 800 de W. O să meargă bicicla asta 50-60 când aud cu 2 timp, 4 timp, cu toba aia ce urlă. Bă, frate, electric. Uite și trotineta asta. Impecabilă. Ce? Iblana. 1600 de kilometri, full. Nu mă laud, acum nu mă laud, apreciez, o păstrez. Am luat-o numai ca să mă uit la ea în cameră. Care e problema? O să am multe comentarii negative. Nu mă interesează. Impecabilă. Vă anunț că nu o vând, vreau să o țin pentru mine. Ani de zile, așa ceva sunt raritate. Și să vezi ce bine merge așa cu viteză. Cu motor electric, nici nu mai zic. 25, 30, 40, deja e mult, e suficient. O să o fac să meargă 40.
Ca nouă, impecabilă. Du-te, bă, ce-mi place. Vă pup YouTuberi, Facebook-uri cu grupuri de biciclete, de aia nu mai știți Facebook-ul, că rest n-are rost. Că mai sunt grupuri de biciclete, de... Uite, și ăsta e întors. Pot, după ce o să dau șițul mai în spate, ghidonul vine mai înapoi un pic, un pic, nu mult. Ei, ce trebuie. La banii ăștia, nici dacă zic 10 milioane, nu o vând. Nu o vând, ăia îi fac, îi găsesc pe jos. Vă pup, mai facem și glume. Ciao!